Arbitrajul a devenit o adevărată obsesie în tabăra oțelului. Gândurile jucătorilor se îndreaptă doar către cele două partide care pot duce formația de la Dunăre în cel de-al treilea eșalon. Trebuie să ne concentrăm mai mult decât am făcut în timpul campionatului, ca să le facem un baraj ușor, să câștigăm la ei și apoi să câștigăm și aici, să le facem face suporteri să intre bătării cum a intrat și în 2019. Să sărbătorim împreună promovarea în cerci. Stelian Burdianu este conștient de faptul că elevii săi trebuie să abordeze cu totul altfel partidele de baraj. Meciurile de pe 17 și 24 iunie nu vor semăna cu acelea din campionat. Bineînțeles, am vorbit și cu băieții, dar victoria asta ne obligă să dăm tot ce putem pentru a câștiga meciurile de baraj, deci de a ne califica la Liga a 3-a. E foarte important să facem acest pas. Știm la ce ne-am înhămat și ce ne așteaptă, dar asta este. Suportul Club Oțelul va promova în Liga a 3-a pentru că marea familie roșu-alb-albastră va împinge echipa lui Stelian Burdianu spre cel de-al treilea eșelon fotbalistic al țării.